Salutare! Asculți podcastul Românul.eu. Sunt Felix Damian și acestea sunt principalele știri ale zilei. Spania luptă cu 29 de focare active de COVID-19. O companie românească este ținta protestelor sindicale în Galicia. 10 milioane de euro de la Comisia Europeană pentru promovarea producătorilor agricoli. ONU condamnă condițiile de muncă din Spania pentru muncitorii străini. Și românii din străinătate sunt invitați să se înscrie pentru votul la viitoarele alegeri parlamentare. Guvernul regional din Catalonia a depistat astăzi 7 focare de COVID-19 în provincia Lleida, unde sunt 100 de persoane infectate, majoritatea asimptomatice. Noul coronavirus a fost descoperit în 2 cămine de bătrâni, în mai multe firme agricole și într-un bloc de locuințe. Autoritățile spaniole controlează acum 29 de focare active de COVID-19, după ce pandemia a infectat 249.000 de oameni și a provocat 28.355 de decese. Cel puțin 3.000 de oameni au protestat la Ogrove, în provincia spaniolă Pontevedra, față de închiderea fabricii de conserve Tenaisie Provote. Proprietarul este firma Scandia Food din România, care a cumpărat fabrica acum 2 ani și care a solicitat recent falimentul acesteia. Manifestanții convocați de sindicate cer companiei românești să accepte oferta de cumpărare prezentată de un investitor local, cu speranța că astfel își vor putea păstra slujbele. Reprezentanții celor 200 de angajați au cerut și administrației locale să participe la negocieri, iar partidele politice din Galicia folosesc deja această criză în campania electorală. Comisia Europeană a lansat astăzi, 30 iunie, cereri de propuneri suplimentare pentru a sprijini activitățile de promovare ale producătorilor agroalimentari cei mai afectați de criza actuală. Fondul suplimentar de 10 milioane de euro va fi disponibil pentru a stimula vânzările de legume și fructe, de vin, plante vii, produse lactate și cartofi. Jumătate din această sumă va fi destinată activităților de promovare desfășurate în comun de către organizații de producători din mai multe țări ale UE, iar cealaltă jumătate programelor naționale. În ambele cazuri, promovarea poate avea loc fie în interiorul, fie în afara UE, pentru o perioadă de un an. Propunerile pot fi înregistrate până la 27 august 2020. Raportorul special la ONU privind sărăcia, Olivier Deschutes, a cerut guvernului spaniol și firmelor să îmbunătățească de urgență condițiile extrem de dificile în care muncesc imigranții din agricultură, mai ales după rolul esențial pe care l-au avut în timpul pandemiei de COVID-19. Expertul ONU a spus recent că toate autoritățile sunt responsabile pentru condițiile în care se află acești muncitori și că trebuie să le asigure accesul la asistență sanitară, precum și un orar de muncă legal. Oficialul ONU a dat drept exemplu situația femeilor marocane angajate la culesul căpșunilor în Huelva, care, în opinia sa, muncesc peste numărul legal de ore și sunt plătite sub nivelul salariului minim sau chiar nu sunt plătite deloc. Cetățenii români cu drept de vot, cu domiciliul sau reședința în străinătate se pot înregistra online pentru votul la alegerile parlamentare din toamnă. Înscrierile au fost deschise de la 1 aprilie 2020, iar românii din străinătate au posibilitatea să se înregistreze pe portalul www.votstrăinătate.ro, gestionat de Autoritatea Electorală Permanentă. Ministerul Afacerilor Externe a lansat pe pagina web o rubrică specială destinată informării alegătorilor români din străinătate și aceasta cuprinde informații despre toate datele necesare pentru înregistrarea ca alegător prin corespondență, respectiv ca alegător la o secție din străinătate. Acestea au fost principalele noutăți ale zilei. Dacă vrei să fii la curent cu ultimele informații, caută Românul Podcast pe Spotify, TuneIn sau pe Apple Podcasts și abonează-te la știrile noastre sau urmărește-ne pe Românul.eu.